Păi nici azi nu ne-am fost învinși de CFR Cluj, ne-am învins sigur. Am fost masochiști. N-ați asistat la un film din asta de masochism. Pentru că, din punctul meu de vedere, controlam jocul fără niciun fel de problemă. Și cred că l-am controlat de la un capăt la altul până la acea eroare superbă a lui Carlos, care pentru a treia oară în acest campionat comite o greșeală care ne costă, de data asta ne-a costat la Brașov 3 puncte, un punct, acum iarăși zic eu că lucrurile decurgeau în favoarea noastră, pentru că trebuie să recunosc că i-am prins într-o zi mai slabă pe cei de la CFR. Ne-am creat mai multe situații, am dominat partida, am dominat mijlocul terenului, dar când comiți asemenea greșeli, pur și simplu nu mai ai ce să comentezi, pur și simplu n-ai ce să le spui nici jucătorilor celorlalți. Doar pot să spui atât, că eu pot să spun că n-aș vrea să mai particip la meciuri în care să îmi dau singur cu toporul în cap, așa cum am făcut noi în unele partide. Ce nu îi reproșez, ce să-i mai reproșez lui, dar o greșeală copilărească ca asta nu se face decât la Liga 5-a sau, eu știu, pe Copacabana, la divizia, sub nicio formă nu se poate face o greșeală de genul ăsta. Greșeală omenească, am mai greșit și altă dată, l-am iertat, am trecut vederea, am mers, dar astăzi, pur și simplu, într-un moment extrem de defavorabil nouă, iarăși s-a băgat el la fantezie și ați văzut ce a ieșit. Mai departe, meciul nu mai contează, pentru că deja, chiar dacă am stăpânit partida, nu ne-am creat foarte multe situații clare de a marca și a venit acel gol pe final, care pur și simplu nu mai contează, nu mai conta. Cine aude, și n-a văzut meciul, cine aude CFR Cluj, Pandurii Târgu Jiu 2-0, victorie fără drept de apel, victorie meritată, mulțumim pentru atenție, la revedere. Așa scrie, o să rămână la statistică, da? Dar cred că adevăratul joc a arătat altceva, cu totul și cu totul altceva. Noi avem probleme din retur, pentru că am pierdut foarte mulți jucători și, din păcate, n-am reușit să facem achiziții pe măsură. Am pierdut mulți jucători accidentați, mă refer aici la un Băcilă, la un Pleașcă, la un Rusu, plus cei transferați în iarnă, Chiricheș, Vranieș și cu Stromaier. E prea mult într-o lună de zile să poți să readuci pe linia de plutire sau să readuci o echipă care în turul campionatului a evoluat bine spre foarte bine, să o aduci la același nivel. Dar dacă, eu știu, nu erau aceste greșeli individuale și în partida la Brașov și în meciul cu Dinamo de pe teren propriu și mai ales astăzi, zic eu că aveam mult mai multe puncte. Așa, după trei etape avem un singur punct. Iar lucrul ăsta mă îngrijorează foarte mult. Pe lângă asta, astăzi, la primul faul l-am pierdut și pe Pintilii, care a primit al șaselea sau șaptelea cartonaș galben și nu l-a voi avea etapa următoare. Ne așteaptă două meciuri cu Sibiu acasă și la Mioveni, două meciuri care le privim după o situație catastrofală. Un singur punct și un moral foarte scăzut. Nu, dar nu m-am gândit la lucrul ăsta niciodată. De obicei încerc să duc lucrurile până la cap, dar nu m-am gândit la lucrul ăsta. În momentul de față, sub nicio formă, pentru că deja s-au scurs trei etape din retur și doar unul care n-are ce face să apucă de un proiect la după trei sferturi din campionat. Când începi un proiect, îl începi ori în iarnă, ori în vară. Așa, după trei etape, după patru etape, nu m-aș duce nici la Barcelona. Domnul Becali, v-a mai sunat? Nu, nu m-a sunat, nu. Sunt speculații de presă, ei au antrenori, au rezultate foarte bune și nu mă interesează. La ce loc mai sperați? Poftim? La ce loc mai sperați? După cum ne prezentăm, din punct de vedere al greșelilor flagrante și foarte simple pe care le facem, dacă ne salvăm de la retrogradare, va fi un obiectiv extraordinar de bun pentru noi. Mai departe, nici nu mai gândesc. A jucat cu Dinamo acum cu CFR, care e antrenamentul să fie campion? Aș da un răspuns nu direct. Meritam să le câștigăm ambele meciuri. Totuși cu Dinamo ați fost mai bun. Ceva am dedicat astăzi. Că poate jucătorii nu și-au dorit victorii. Cine? Ați spus că ați dominat în apă.
N-am avut, m-am jucat la CFR, o echipă care e pe locul 2, acum e pe locul 1, da? Deci n-am jucat cu avântul Reghin sau cu nu știu ce echipă. Întâlneam o echipă foarte puternică, o echipă greu de învins, echipă cu jucători foarte valoroși și cuvântul ăsta sau expresia asta, cum nu și-au dorit victoria, chiar e... Retrageți-o, ștergeți-o de pe bandă. Nu știu. Sunt mai multe echipe care au șanse la câștigarea titlului. Sunt chiar nici Rapidul n-a ieșit din cursa asta, chiar dacă au pierdut la Chiajna. Mie Dinamo, CFR-ul, Rapidul, Steaua care vine din urmă, Vasluiu. Sunt vreo 5 echipe care au șanse reale, chiar dacă diferența este de 4, 5, 6 puncte. Mai sunt multe meciuri de disputat și echipele din fruntea clasamentului, să știți că vor mai pierde meciuri. Nu vor câștiga ele pe toate. Sunt convins de asta. Pentru că lupta este destul de strânsă și orice se poate întâmpla. Noi puteam să câștigăm cu Dinamo destul de lejer, dacă aveam puțină șansă. Dacă nu eram masochiști, puteam scoate cel puțin un punct și aici de la CFR Cluj. Asta este viața. Până la urmă, rezultatul rămâne, statistica va fi scrisă de dumneavoastră, iar eu acum mă duc și mă dau cu capul de pereți vreo 5 minute. Da. Bună seara!